Mamă, ce săptămână am avut! Totul pică și când credeai că nu mai pică, mai pică puțin. Și istoric vorbind, am ajuns la același preț per Bitcoin ca all-time high-ul din 2017. Ceea ce înseamnă că de data asta este cu adevărat diferit. Dar numai dintr-un punct de vedere, și anume al prețului. Deci dacă ai fi cumpărat Bitcoin acum 4 ani de zile fix, astăzi erai pe zero, ceea ce nu a fost valabil anterior în celelalte cicluri. Și te uiți la fața mea probabil în momentul ăsta, nebărberit, părul nu mai stă. Stau numai eu, nu-mi pasă pur și simplu. Am băut chiar și un pahar de vin mai devreme. Și ai putea să-mi spui că... Bă, da, ora 4 după masă nu e cam devreme pentru vin? Ne, uite, asta face bear marketul din om. Glumesc, bineînțeles. Cred. Lăsând gluma la o parte, lucrurile se schimbă constant. Mai ales dacă privim micro. Și înainte să începem, nu uita să nu lași like la clipul ăsta, că venim cu informații dure și necoapte. O să încerc să le simplific cât de mult pot. Și dacă am reușit, practic poți să dai subscribe, dar numai atunci. Și să vedem de ce de data asta este cu adevărat diferit. Pentru că istoric vorbind, Bitcoin nu a scăzut niciodată într-un bull market ulterior, sub nivelul de la all-time high-ul din bull marketul anterior, care a fost undeva pe la 19-20.000 și în momentul ăsta suntem la 19.000, însă a scăzut inclusiv sub 19.000 azi noapte. Ceea ce, istoric vorbind, nu s-a mai întâmplat. Ia să vedem aici. Ăsta a fost cel mai low punct după bull marketul din 2017, adică în 2018. Și mergem un pic mai în spate și vedem cât a fost prețul per Bitcoin în 2013 la all-time high. Nu se vede aici, dar probabil că era undeva la 1.300 versus 3.000 de dolari, da, este peste. Deci avem un nou precedent. Și cam așa arăta bear marketul din 2014, 2015 și 2016 până la halving și apoi a început piața să crească din nou. Iar bear marketul după 2017, da, 2018, 2019, 2020 arăta cam așa, cu fluctuări un pic mai mari. Însă aici a venit halvingul și piața a început după aceea să o ia la deal, cum o face practic din punct de vedere istoric. Doar că din punct de vedere istoric nu s-a mai întâmplat chestia asta pe care o vedem aici. Ce înseamnă? Hai să vedem. Problema de fapt este că în momentul ăsta ne cam paște o recesiune și am vorbit în ultimele 15 clipuri probabil. Adică pe lângă scăderile astea normale dintre bull marketuri, trebuie să ne așteptăm la o scădere suplimentară, practic, pentru că pe toate piețele se întâmplă asta. Dar hai să vedem cum s-ar întâmpla. Care sunt implicațiile economice ale unei crize? În afară, bineînțeles, de lipsa cash-ului din buzunarele tuturor, trebuie să luăm în calcul și lipsa de interes din partea investitorilor. Indicele S&P a închis săptămâna cu minus 20%, deși până acum indicele era pe scădere, nu a închis nicio săptămână atât de negativ. Scăderea asta de 20% este indicatorul clar că suntem într-un bear market, inclusiv pe bursă. Indicele S&P este un cumul de cele mai mari firme din industria tech. Dacă firmele astea sunt lovite cu o scădere în medie de 20%, care este sentimentul pieței? Ce basic instinct avem aici? Logic să reducă cheltuielile. Așa că atunci când un bear market de genul ăsta lovește puternic, se mai întâmplă o chestie. Toate companiile își concediază din angajați. Coinbase a renunțat la peste 1000 de angajați, adică 18% din forța de muncă. Celsius a dat ceva oameni afară ca să angajeze avocații tot așa. Însă într-un bear market, companiile mari care funcționează cât de cât, vor face exact inversul. Vor apela la oamenii care sunt dați afară, cei mai buni și vor lua sub tutela lor. Binance pune la bătaie 2000 de posturi din categoria marketing și ingineri. Deci probabil că se gândesc că cei care sunt dați afară de la alte companii vor veni la ei. Evident, toate concedierile astea vin în urma scăderii pieței. 12% doar în ultima lună. Am lucrat și eu în petrol și gaze și criza aia din 2015 ne-a lovit puternic pe toți la nivel de angajați. Erau concedieri masive, zeci de mii, sute de mii de oameni de la companii foarte mari de petrol și gaze din lume. Și bineînțeles, primii angajați care sunt dați afară sunt cei mai problematici și ăia fără experiență. Eu care aveam doar un an de muncă pe piață. Bineînțeles, 6 ani mai târziu și a revenit prețul petrolului. Pentru că în caz că nu știa, există anumite industrii care țin strict de petrol și gaze. De exemplu, industria transportului. Fără petrol și gaze în momentul ăsta nu există industria transportului. Da, Tesla se chinuie să inoveze, să trecem pe regenerabile în primul rând, dar mai durează până ajungem acolo. În momentul ăsta nu avem ce să mâncăm dacă nu există petrol și gaze. Așa că este cerere foarte mare, deci prețul este în continuare sus. Însă istoric vorbind, când prețul petrolului a trecut de anumite praguri, practic a fost un bull market în petrol și gaze, a urmat bineînțeles un crash, pentru că nimic nu crește la nesfârșit și nimic nu scade la nesfârșit. Iar când piața de petrol și gaze scade, se va revărsa o pătură negativă peste toate piețele, pentru că depindem în continuare de petrol și gaze. Și cu cât scade o piață mai mult, cu atât se fac mai puține tranzacții și bineînțeles sunt mai puțini bani, e logic. Și ăsta este un trend care nu va fi adoptat doar de piața cripto. Orice firmă mare, în momentul în care ajunge să nu mai fie profitabilă, renunță la primele chestii dispensabile. Și anume la angajați, însă nu la angajații buni. Dar rezistă până la sfârșit, o să menționez ceva care s-ar putea să te ajute la capitolul ăsta. La fel ca orice criză adusă de majorarea inflației, una din cele mai mari probleme este șomajul. Bineînțeles, am precizat multe chestii care țin de SUA, însă tu nu trăiești în SUA, poate. Doar că lucrurile astea afectează toată piața la nivel macro. În momentul în care Microsoft zice că a fost afectat de tot ce se întâmplă pe piață, în secunda 2 toate firmele partenere sau clienții vor suferi din cauza asta. Și privind la nivel macro, pierderea locurilor de muncă în domeniul serviciilor și în domeniul IT afectează cel mai mult populație. Și o să încerc să te las cu un exemplu tangibil de la noi din România, adică în Constanța unde trăiesc momentan. O mare parte din tineretul de aici activează în domeniul Horeca. Și din păcate, după
după ce a venit pandemia, mulți dintre ei au rămas fără joburi și fără un plan de viitor. Măcar pentru primii pași să știe și ei ce naiba au de făcut în continuare. Cât despre domeniul IT, scăderea numărului de locuri disponibile într-o companie, sigur, creează competiție care poate duce la angajați mult mai eficienți și mai buni. Dar pe de altă parte, numărul mic de locuri de muncă practic împinge tinerii să se uite și spre altceva. Freelancing, antreprenoriat, social media, vlogging, investiții în Dogecoin și Shiba Inu sau în cel mai rău caz te duci și te angajezi la Lidl. Glumesc, este doar un alt job pe care poți să-l faci oricând. Ideea e că mai ai și niște timp pe lângă să poți să faci altceva. Așa că neapărat, în perioada asta de recesiune, planul sau strategia practic de viață cu care trăiești sau ar trebui să trăiești, nu trebuie să se schimbe. Din contră, în momentele astea când toată lumea este panicată, nimeni nu mai are de muncă. Lumea își caută de muncă în același domeniu în care au fost dați afară, exact cum am pățit și eu. Și nu am găsit tocmai din cauza asta, la 6 luni după ce am fost dat afară din petrol și gaze, m-am apucat de afaceri. Nu știam nimic, am învățat pe parcurs. Și să zicem că am avut noroc sau nu, mie mi-a prins foarte, foarte bine, nu m-aș întoarce niciodată la ce făceam anterior. De asta este bine ca în momentul ăsta să nu stai pe loc. Ai o idee, du-te și pune-o în practică. Așa că 3 chestii pe care ai putea să le faci în momentul ăsta dacă ești angajat. Și sincer, chiar dacă nu ești, ai timp pe mână, poți în primul rând să devii mai profi. De aia în momentul ăsta se caută foarte mult cursurile, studii superioare, comunități din astea online care încearcă să facă altceva și practic să învețe de la un mentor care este pe piață de atâta timp. Și sunt o grămadă, ai de unde să alegi, trebuie doar să documentezi foarte bine. Pentru că bineînțeles, când o piață este emergentă, cum este cea de cursuri pe România, apar și schemări foarte mulți. Oameni de care n-ai auzit niciodată, n-au făcut nimic, însă s-au pozat cu niște mașini închiriate, au promis că îți vând un curs de 1000 de euro care îți va produce 10.000 în prima lună și uite așa, ai luat parte la o schemă Ponzi pentru că erai disperat practic să schimbi viața în ceva mai bun și nu mai aveai timp să aștepți. În al doilea rând, poți să iei o responsabilitate în plus dacă muncești deja undeva. Caută să-l ajuți pe managerul tău mai mult sau pe antreprenor. Caută să le iei timp de pe mână cu chestii pe care nu ar trebui să le facă și tu fii bucuros că le faci și încă faci parte din compania respectivă. Trei la mână și știu că o să mă înjur pentru asta, muncește peste program. Arată că ești disponibil să faci sacrificii dacă vrei să-ți păstrezi locul ăla de muncă. Pentru că alternativa este cealaltă, doar și am discutat-o până acum. Trebuie practic să devii indispensabil și dacă nu cumva vrei să plusezi mai mult la locul actual de muncă, pentru că poate nu îți place, poate simți că nu e de tine și este ceva tranzitoriu. Este în regulă, am trecut și eu prin asta. Dar în momentul când ai scăpat de la muncă, ai timp liber și poți să te ocupi și de altceva. Și sunt multe joburi în momentul ăsta care îți permit să fii flexibil și să câștigi cam după cât muncești. Ai partea de livrări de mâncare, ride sharing. Știu că în București era, nu știu dacă mai este în prezent, un program prin care puteai să iei trotinetele de la Lime și să le încarci pentru 10 lei de căciulă. Erau oameni care făceau pur și simplu câteva sute de lei pe zi din asta. Nu zic să faci asta, zic doar că sunt oportunități o grămadă să mai produci ceva din altă parte. Și nu este doar despre bani aici, trebuie doar să faci altceva, să-ți ocupi timpul și să nu stai cu stres că totul scade și viața ta nu mai are sens și să aștepți practic să-și revină lucrurile de la sine. Pentru că chiar dacă o să-și revină lucrurile, niciodată nu vor mai fi la fel. Deci caută linii de venit în plus dacă nu cumva vrei să plusezi foarte, foarte mult pe meseria ta de bază, tocmai ca să nu stai într-un singur venit și mai ales să-ți elimini timpul ăla în care stai cu stres constant, pentru că nu ai de lucru. Pe lângă toată piața asta afundată în pesimism general, există și câteva vești semi-bune. Anume că guvernele încep să asculte de oameni și pe lângă implementarea CBDCs, despre care am vorbit în clipul trecut, încep să caute metode prin care pot proteja investitorii mici de dezastre cum a fost Terra Luna. Poate ai auzit de ce s-a întâmplat cu Terra Luna, 45 de miliarde de dolari s-au pierdut și bineînțeles din banii oamenilor ca noi. După câți oameni au pierdut bani cu Terra Luna, Coreea de Sud se pregătește să implementeze câteva legi noi pentru a proteja investitorii. Deși momentan nu este nimic concret, partea asta de reglementare va ajuta spațiul cripto ca să nu mai fie prădat în viitor de proiecte care nu au backing deloc în spate. Adică să nu poată oricine să intre cu un proiect de cripto în piață. În aceeași ordine de idei, vor și o anumită putere de listare sau delistare a unui token de pe exchange-urile care sunt în țară. Astfel, dacă statul consideră că un token este foarte riscant, reglementările le vor permite să le ceară exchange-urilor să îl delisteze. Pe de o parte, știrea asta este bună pentru că statul practic vrea să nu-ți pierzi bani în anumite proiecte, dar în același timp vrea să te implici în proiecte, să poți să devii investitor. Pe de altă parte, libertate, control în plus. Bine, nu e chiar control în plus, că nu e ca și cum vei muri, pentru că trebuie să-ți faci MetaMask ca să cumperi Flocky Inu și să-ți pierzi toți banii și acolo, în loc să-l cumperi direct de pe Binance. Ideea de bază este că perioadele astea de recesiune, și am trecut prin câteva până acum, am fost în piața de muncă în 2008 și mi-am pierdut jobul, am fost în petrol și gaze în 2015 și mi-am pierdut jobul, pentru care anterior făcusem facultate de 4 ani de zile la inginerie în petrol și gaze. Aveam 5 ani de experiență în Horeca când a venit pandemia și m-am învățat că trebuie să fac lucrurile un pic diferit și am intrat în piața cripto în 2021 când a început bear marketul practic. Ideea este că perioadele de recesiune aduc întotdeauna numai și numai oportunități. Iar oportunitățile astea, dacă ești capabil să le vezi, o să aducă schimbări majore în bine pe termen lung. Dar trebuie să privești pe termen lung. Dacă aveam răbdare după 2015 și mă țineam în continuare de petrol și gaze, puteam să lucrez în momentul ăsta pe salariu de peste 10.000 de dolari lejer și să am o viață foarte ok, să nu mă doară capul și un job asigurat pe termen lung. De ce? Pentru că deja aveam experiență peste ceilalți care vor fi dați afară în următoarea tranșă. Experiența din
din Horeca m-a ajutat să dau drumul la o franciză în plină pandemie, atunci când toată lumea era fricoasă, pentru că mi-am dat seama că după ce va trece nebunia cu pandemia, lumea va fi practic disperată să iasă să consume. Și ghiși ce, în momentul ăsta la locațiile noastre sunt cozi interminabile. La fel dacă erai băgat în industria nunților și a botezurilor. Bineînțeles, tot în Horeca. În momentul ăsta se fac nunți joia, vinerea, duminica, lunea. Botezuri la fel, pentru că nu mai ai unde să le faci. În 2 ani de zile de pandemie, foarte mulți tineri și-au amânat nunțile. Și acum toți s-au strâns buluc și vor în aceleași locuri. Și cunosc câteva persoane care în timpul pandemiei construiau saloane de nunți sau le renovau. Pentru că și-au dat seama că chestia asta nu va ține pe termen lung. Iar când se va da drumul la populație, lumea va fi disperată să recupereze ce a pierdut. Exact așa este pe toate piețele în momentul ăsta. Este o recesiune la nivel macro global. Nu este confirmată o recesiune propriu-zisă, însă este un bear market major. Iar în perioada asta, cea mai simplă strategie este aceeași pe care trebuia să o adopți și înainte. Și dacă nu ai făcut-o, uite-o care e. În fiecare lună, negreșit, veniturile trebuie să fie mai mari decât cheltuielile. Iar venituri minus cheltuieli trebuie să-ți dea în fiecare lună cash, pozitiv, niciodată negativ. Dacă îți dă negativ, o să te adâncești și mai mult în datorii. Dacă reușești să te obișnuiești cu asta, 2, 3, 4 luni și pur și simplu să-ți rămână bani la sfârșit de lună, vei combate bear market-ul fiind consecvent mereu. Bănuții aia pe care tu i-ai pus deoparte, acum sunt disponibili pentru investiție. Fix acum când nimeni nu vrea să investească, fix acum când toată lumea este dată afară și așteaptă să fie reangajată, fix acum când lumea nu mai poate să vadă pe termen lung, ci doar pe termen scurt. Și din cauza asta o să le dăunezi. La capitolul rata șomajului, care este un topic foarte, foarte interesant și trebuie să îl urmărim constant, am un clip anterior în care am explicat și dacă vrei mai multe detalii, poți să mergi să-l vezi. Nu uita că mai multe resurse de educație găsești în descriere, ne vedem în clipul următor.